seismic. Vă spun sincer, suntem la un moment T0 în care clădirile cu bulină vor fi consolidate în regim de urgență și vom începe cu cele care sunt 100% în proprietatea primăriei, deci nu mai avem nevoie de acceptul unui coproprietar, iar pentru clădirile care au coproprietari sau sunt 100% în proprietatea privată, acei proprietari trebuie să conștientizeze că nu se pot juca cu viața nimănui.